Măsuri speciale de securitate pentru întâlnirea fotbalistică de mâine seară. Forțele de ordine au fost suplimentate pentru ca pe stadion și în împrejurimile acestuia totul să fie ok, iar numărul celor care se ocupă de asta ajunge la peste 600. Vor fi peste 200 de angajați ai grupului de jandarmerie mobilă Ploiești, alți 200 reprezentanți ai firmelor de pază contractate de către clubul Astra, 25 de polițiști locali și 75 de jandarmi din Giurgiu, la care se adaugă reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu și ai Poliției Naționale. Le recomandăm suporterilor giurgiuveni să respecte indicațiile forțelor de ordine, indicațiile stewardzilor, ale jandarmilor cu ocazia desfășurării meciului de fotbal din data de 6-8-2015, meci care va începe în jurul orelor 21, dar accesul spectatorilor în incinta complexului sportiv se va face începând cu ora 19. Oficialii jandarmeriei au anunțat că deja la București au ajuns aproximativ 350 de suporteri englezi. Conform jandarmeriei, rezervările inițiale ale englezilor au fost de 500 de locuri în tribune, iar clubul Astra le poate pune la dispoziție maxim 1000. Radio România Actualități a anunțat că la București sunt așteptați aproximativ 1500 de suporteri englezi. Jandarmeria a mai transmis că aceștia vor pleca organizat din București spre Giurgiu la ora 17:30 și vor intra pe stadion după ce se vor fi grupat la Giurgiu în zona parcului Tineretului, din imediata vecinătate a hotelului.